strânge rândurile în zona Mării Negre, zonă vulnerabilizată de presiunea continuă pusă de navele și aeronavele rusești. Capabilitățile aeriene și navale ale Alianței se antrenează pe Mediterana în cadrul operațiunii Neptune Strike 2022. E un exercițiu programat anul trecut, tocmai din cauza amenințării tot mai vizibile a Rusiei în Ucraina. Haideți să vedem imaginile din timpul misiunilor de antrenament și supraveghere. Mircea Joană, secretarul general adjunct al NATO, este în platoul știrilor zilei. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru prezență și ni se alătură discuției și colegul meu, Claudiu Pândaru, pentru că vom vorbi și despre posibilele consecințe economice pe care le-ar putea trăi România în urma acestui conflict. Domnule Mircea Joană, Der Spiegel scrie că Rusia va invada în 16 februarie, peste câteva zile. E o informație pe care o puteți confirma, infirma? Nu avem o imagine completă asupra intențiilor reale ale președintelui Putin. Ceea ce putem spune și este ceea ce și comunicăm pe baza informațiilor pe care le primim la nivelul țărilor aliate și facem asta în mod permanent, este că în clipa de față mobilizarea, organizarea, logistica și susținerea forțelor rusești din jurul Ucrainei, pe trei laturi ale Ucrainei, ar putea permite, în eventualitatea unui ordin din partea Kremlinului, o intervenție militară practic în orice moment. Deci noi nu spunem că este ziua X sau Y, au fost speculații cu privire la Jocurile Olimpice de iarnă, noi nu lucrăm cu astfel de repere, lucrăm cu realități de pe teren. În clipa de față, Federația Rusă a mobilizat forțe considerabile, are toate elementele de comandă, control, logistică, susținere, suport, un număr masiv de agenți infiltrați în Ucraina, cu miile, capabili să genereze destabilizare, provocări și chiar încercări de schimbare a regimului politic. Deci astăzi Federația Rusă ar putea să ia o decizie în acest fel. Vorbind de aceste lucruri, încurajăm din toate puterile, și vedeți că și la nivelul liderilor cel mai importanți din alianță, președintele Biden, e într-un fel cartea principală. Și este o discuție foarte importantă astăzi și sperăm ca până la urmă Federația Rusă să înțeleagă că privind lucid lucrurile și făcând o analiză cost-beneficiu, dacă vreți, rece, ce are de câștigat și de pierdut într-o eventualitate sau în cealaltă, că au de pierdut enorm de mult în varianta în care recidivează. Pentru că nu sunt la prima acțiune militară împotriva unui stat independent și suveran din Europa, am mai văzut-o și cu ocazia ocupării ilegale a Crimeei. Când se discută despre război, teama oamenilor este absolut firească. Sigur, președintele Klaus Iohannis ne-a transmis ieri că nu avem de ce să ne temem. Suntem sprijiniți, avem aliați, NATO este împreună cu noi. Care va fi, de fapt, implicarea României? Cum ar trebui să ne poziționăm față de un posibil conflict? Eu înțeleg, ca român și ca lider politic și lider în alianță, că o astfel de situație naște în mod firesc preocupări. Și nu cred că ele trebuie privite în mod frivol sau date la o parte. Sunt, oamenii sunt, când aud și văd astfel de imagini, lumea este preocupată. Există o diferență fundamentală între a fi și a nu fi membru NATO. Între a fi în România sau în Polonia sau a fi, din păcate pentru Ucraina, în afara alianței. Deci există o diferență calitativă cu privire la securitatea pe care NATO o oferă tuturor membrilor săi,
Am fost ieri la Mihail Cogălnicianu, cu președintele României, cu secretarul general Stoltenberg. Ați văzut acolo dovezi concrete, vizibile. Și el este un mesaj de descurajare la adresa Federației Ruse. SUA a anunțat încă 3.000 de militari în Polonia. Avem robustețe și vigilență. Nu anticipăm riscuri la adresa securității noastre, dar nu putem exclude risc de război din nou, război convențional în Europa după atâtea decenii. Iar acest lucru, evident, creează preocupări. Deci, pentru români, pentru polonezi, pentru flancul estic, pot să spun extrem de clar că nu sunt motive de preocupare. Apartenența noastră la NATO este cea mai serioasă, adevărată, credibilă garanție de securitate din istoria complicată a națiunii române și din istoria complicată a acestei părți de Europa, care a fost întotdeauna la confluența marilor puteri, mișcate din stânga în dreapta, ba de către comunism, ba dinapoi în capitalism. Cred că decizia noastră din 2004, în care am ajutat cu toții, toți românii au vrut să intrăm în NATO și asta dovedește justețea alegerii noastre de atunci, o alegere istorică și pozitivă pentru România. Ce vor face militarii americani aici? Ei au venit în mod temporar. Avem 900 de militari americani care sunt în mod permanent în România, la Mihail Cogălnicianu și la Câmpia Turzii. Aceștia sunt o măsură de descurajare, o măsură de încurajare pentru noi și descurajare pentru Federația Rusă. Săptămâna viitoare vom avea o reuniune foarte importantă la NATO. Miniștrii apărării din NATO se reunesc. Acolo sunt optimist că vom putea adopta o decizie cu privire la înființarea unui grup de luptă NATO în România, permanent de această dată, cu Franța la cârmă, ca națiune cadru, cu România țară gazdă, și la care anticipăm că un alt număr de aliați vor contribui cu forță la o prezență permanentă a NATO aici în România. Ce ar însemna mai exact? Nu ne oprim aici, continuăm să ca arhitectura să acest construim. Grup în România, concret, ce ar însemna? Eu am fost în urmă cu două zile la aniversarea 5 ani de la grupul de luptă NATO din Lituania. Am fost cu mare plăcere, am reprezentat alianța cu președintele Republicii Lituaniene, cu militari din țările 6-7 care erau acolo. Deci, ceea ce s-a întâmplat după ocuparea Crimeei, NATO, din motive de planificare militară, a decis să înființeze 4 grupuri de luptă în cele 3 țări baltice și în Polonia. Cel polonez este condus de americani, cel estonian condus de britanici, cel din Letonia condus de canadieni și cel din Lituania, unde am vizitat, condus de germani. În premieră, în zona Mării Negre, NATO creează o coerență la nivelul Mare Baltică, Mare Neagră. Vom avea un grup de luptă NATO aici. Talia lui va fi comparabilă cu cele din zona Baltică. Este posibil ca și alte țări din zona Mării Negre sau din Europa Centrală să solicite astfel de grupuri de luptă. România este astăzi singura țară care a exprimat interesul și care va primi, probabil, săptămâna viitoare. Iar în 2-3 luni, în câteva luni, să spunem, până în vară, cred că acest grup de luptă din România va fi funcțional și va fi un element de securitate și de descurajare foarte important. Dacă îmi permiți, Ioana, o clarificare, domnule Gioana. Spuneți așa, că în momentul de față, Rusia are mobilizate pe poziții trupele armate și că poate ataca oricând, în orice clip. Ucraina, da. Și că decizia este doar în pixul lui Vladimir Putin. Decizia este la vârf. Este un sistem foarte vertical, foarte integrat. În care vertical. Domnul Putin decide. În care liderul de la Kremlin decide. Bun. Probabil că se consultă cu cineva, nu spun că o ia singur decizia. Sigur. Dar decizia ultimă este... Absolut. Ce motivează la domnia sa pe Vladimir Putin în acest putem în face declanșarea acestui conflict? Putem să, care e analiza NATO? Putem să facem foarte multe speculații cu privire la calculul care a condus Federația Rusă la o astfel de mișcare extrem de provocatoare și extrem de riscantă, inclusiv pentru dânsii. Economic, financiar, sancțiuni, știm toată discuția. Eu nu vreau să intru în speculații cu privire la dimensiunea de politică internă din Federația Rusă. E o dimensiune importantă. Orice lider trăiește într-o țară și într-o țară în care opoziția este trimisă la pușcărie sau eliminată, e un element de politică internă. E poate și un element de natură strategică. E poate un element legat de prețurile la energie. Poate un element legat de schimbările la conducerea unor țări importante din Europa. Sunt multe calcule care pot să fie agregate într-o decizie finală. Eu nu pot să speculez cu privire la motivele profunde ale acestor decizii. Pot să constat
efectele destabilizatoare la adresa securității europene. Și mai este ceva care este, într-un fel, ironic, dacă vreți, dacă putem vorbi de ironie în momente atât de complicate. Tot ce și-a propus Federația Rusă, cel puțin la nivelul regiunii noastre și la nivel european, mai puține trupe NATO pe flancul de est, acțiunile Rusiei, mai multe trupe NATO pe flancul de est. O Ucraina care să revină în sfera de influență a Federației Ruse, astăzi 65% dintre ucraineni vor în NATO și în UE. Opusul la ceea ce și-au propus. Prezența samavolnică a trupelor rusești în Transnistria, în estul Ucrainei și în Georgia, țări suverane, ce a determinat? O apropiere a acestor țări de Moscova sau apropierea acestor țări de Europa și de Occidentul democratic, liber și mai prosper? Ce-și propune un tânăr ucrainian astăzi? Să trăiască într-o dictatură sau să trăiască într-o democrație? Să trăiască cu 10.000 de dolari per capita sau să trăiască cu 20 sau 30.000 dacă aleg calea democrației? Sperați și dumneavoastră, dar și liderii importanța ai lumii, într-o detensionare pe calea diplomației. Sperăm, este un element oarecum pasiv-reflexiv. Să acționăm în această direcție. Acționăm pe fiecare canal pe care avem dispoziție, încurajăm Federația Rusă. Ar putea exista o detensionare într-un scenariu favorabil. De ce nu? Dispare însă amenințarea la adresa Europei, inclusiv a României, chiar și dacă se soluționează în momentul ăsta tensionat, atâta timp cât Vladimir Putin rămâne în fruntea statului. Încă o dată, noi nu controlăm deciziile Federației Rusă. În schimb, avem control asupra deciziilor noastre. Atâta vreme cât Federația Rusă va continua să aibă o postură militară, o atitudine și acțiuni ostile la adresa noastră, ne vom lua măsuri de apărare și de protecție. Federația Rusă are acțiuni ostile la adresa Ucrainei și a vecinilor săi, dar are și la adresa noastră atacuri cibernetice importante, destabilizare, amestecuri în alegeri democratice, dezinformare masivă, folosire de elemente chimice pentru eliminarea adversarilor politici pe teritoriul nostru. Deci noi suntem extrem de doritori de dialog, observați cât de reținut suntem în ceea ce facem, cât de atent este calibrat, inclusiv prezența americană sau aliată pe flancul estic. Nu este provocatoare, nu venim cu trupe la nivelul celor mobilizate de Federația Rusă. Deci Federația Rusă de fapt se decide. Vrea să aibă o relație de confruntare cu noi. Credem că e o decizie proastă, dar ne vom pregăti în consecință. Dorește să revină la o relație constructivă cu Occidentul, suntem dispuși și interesați la o relație constructivă și predictibilă. Nu trebuie să ne iubim cu Federația Rusă ca să putem să existăm de o manieră predictibilă, respectând reguli și încercând să ne apărăm interesele fiecare dintre noi. Dar poate vedea NATO ceea ce face acum Rusia ca pe un șantaj? Pentru că una dintre condițiile pe care le-a pus Moscova se referă la renunțarea politicii ușilor deschise, lucru pe care NATO nu-l poate accepta. Și atunci când se negociază cu lucruri atât de extreme până la urmă, e foarte greu ca cineva să cedeze. E foarte greu să ne imaginăm că NATO ar putea ceda în fața unei astfel de cerințe. NATO nu poate fi șantajat. Într-un simplu motiv. Suntem prea puternici și prea uniți ca să putem fi șantajați de așa ceva. Cred că este vorba de o altă interpretare, cred. Aceste propuneri maximaliste, care de la început era evident că le vom respinge, ele au fost mai degrabă un joc tactic. Nu cred că cineva la Kremlin, chiar și în cea mai optimistă variantă analizată acolo, să creadă vreo secundă că NATO va abdica de la principiile care constituie codul nostru genetic și mai mult decât codul genetic al NATO. Arhitectura de securitate la care și Federația Rusă a contribuit în Europa. Dreptul de a-ți alege în mod suveran alianțele și direcția de politică externă este consfințit în documente europene. Ușile deschise sunt, în esență, corolarul acestui adevăr juridic internațional la care Federația Rusă este parte. Iar când vorbim de indivizibilitatea securității pe care partea rusă o invocă și este o legitimă preocupare din partea fiecărui stat din Europa. Dar acest lucru nu înseamnă că ai mai multă securitate tu pe spatele vecinului tău. Dacă este șantaj undeva, este la adresa poporului ucrainian. Este la adresa vecinilor săi. Și nu cred că vor obține cedare din partea acestei națiuni
care de câțiva ani de zile este în război permanent în Donbas, este un război mognit, dar în fiecare zi este război. Deci această națiune, care are independență de 30 de ani, și-a forjat, și-a călit conștiință națională, reziliență, rezistență, dorință de a se apăra. Exact opusul la ceea ce în pledoaria președintelui Putin, în acel eseu de 6.000 de cuvinte, care este foarte, foarte mult citat, l-am citit de 3 ori ca să înțeleg de unde vine această idee că Rusia și Ucraina sunt o singură națiune, o singură cultură și o chestiune panortodoxă, panslavică. Au reușit să obțină exact opusul. O națiune ucraniană cu identitate națională, cu conștiință națională, cu dorința de a-și apăra suveranitatea și independența. Deci, într-un fel, NATO nu poate fi șantajat pentru că nu au instrumente să ne șantajeze cineva. Suntem prea mari, prea puternici, prea încrezători în valorile noastre. Și dacă mai făcut ceva președintele Putin, pentru că nu întotdeauna NATO și în UE sau între țările europene există perfectă armonie de fiecare dată. Mai sunt și lucruri care mai scârție în univers, în paradis. Dar astfel de acțiuni, atât de ostile, atât de anacronice, atât de aparținând unor secole și experiențe revolute, credeam noi, în experiența europeană, ne-a unit și este un alt efect invers față de speranța Kremlinului că va diviza Occidentul. Iată Occidentul astăzi mai unit decât oricând, NATO și Uniunea Europeană, America și Canada și aliații europeni, suntem într-un bloc extrem de solid și sperăm în continuare în calea diplomatică. Încurajăm calea diplomatică. Sperăm ca președintele Biden în această seară, în discuția cu omologul său rus, să explice extrem de clar cât de multe are de pierdut Rusia din astfel de aventuri militariste. Să sperăm că vor înțelege, să sperăm că vor reveni la masa dialogului. Noi avem un cadru special, Consiliul NATO-Rusia, care n-a mai fost convocat de 2 ani și jumătate. Am insistat, cred că de 10 ori pe lângă partea rusă, reveniți la masa dialogului cu NATO. Au venit odată la discuție, le-am trimis, așa cum au cerut propuneri în scris. Sperăm să revină la masa dialogului cu NATO, sperăm ca dialogul SUA-America să dea rezultate și aplaudăm eforturile diplomatice ale președintelui francez, ale premierului britanic, ale cancelarului german, ale președinților din regiune, inclusiv președintele României și al Poloniei. Fiecare dintre noi, la nivelul nostru, colectiv și individual, încercăm să dăm diplomației și dialogului politic șansa de a detenționa această situație. Pentru că mai avem vreo 5 minute la dispoziție, aș vrea să vorbim, Claudiu, și despre posibilele consecințe pentru România. Și aici mă gândesc mai degrabă la consecințe economice, nu? Sau la o posibilă criză a migranților, poate la faptul că escaladarea situației din Ucraina ar putea să însemne pentru România alungarea investitorilor, eu știu. Domnul John vorbește despre asigurări pe care NATO le dă statului român, stat membru, în privința securității în cazul unui conflict armat. Asta e bun și pentru business. Pentru că securitatea este precondiția pentru orice activitate economică și socială. Într-o țară care este, într-adevăr, în Ucraina, există o situație dificilă. Fuge capitalul de acolo, investitorii străini, nu doar diplomații, încearcă să fie puși la adăpost de către guvernele lor. Dar există, evident, o situație foarte proastă. Vor exista consecințe economice și pe care indirect România vreau le va simți. Vreau să fim extrem de transparenți cu opinia noastră publică. Din țările NATO vorbesc și inclusiv în România. Dacă Rusia va interveni militar din nou în Ucraina, putem garanta că vor exista sancțiuni extrem de severe la adresa Federației Ruse. Extrem de severe. Financiare, tehnologice, inclusiv chestiuni legate de diversificarea surselor de alimentare cu gaz. Astăzi vorbim de o flotă considerabilă de vase de transport de gaz lichefiat american din Qatar și din Japonia, care mergeau către Japonia, care vin către porturile din Polonia, din Croația, din Grecia, din Spania. Aliații norvegieni au mutat tot ce înseamnă producție de gaz către Europa, din alte destinații, din Algeria. Dar asta nu înseamnă că dacă Federația Rusă va lua contramăsuri la sancțiunile pe care suntem obligați să le adoptăm, că nu vor exista și consecințe. Există deja un preț la gaz destul de important. Piețele vor deveni probabil mai nervoase. Dar nu anticipăm costuri severe, nu anticipăm
chestiuni structurale de piață, dar trebuie să spunem că vor exista marginal, dar vor exista probabil și consecințe. Nu avem voie să nu spunem oamenilor adevărul. Dar pe de altă parte, dacă am lăsat Federația Rusă să intre, presupunând că iau această decizie pe care sper să nu o ia, dar intrând pe acest scenariu, pe această ipoteză, care este aici pe masă, dacă nu am face nimic și ne-am uitat fiecare la interesul propriu și nu am înțelege că asta este un precedent care data viitoare poate să conducă la o altă halcă de teritoriu european, la o altă acțiune militară împotriva unui alt stat european, înseamnă că intrăm într-o logică în care nu ne mai apărăm propriile interese, propriile valori și, până la urmă, economia, societatea, democrația și modul nostru de a trăi într-o țară liberă. Deci, este un moment important. În continuare sperăm să fie o soluție diplomatică, dezescaladare. Președintele Macron are dreptate. Nu poți să ai un dialog deschis și în timp ce tu spui că nu mai escaladezi să se întâmple exact opusul. Era o anumită undă de frustrare în declarația pe care am văzut-o în plan public. Să sperăm că în aceste ore înțelepciunea și calmul și raționalitatea își vor face locul în decizia finală a Kremlinului. În chip de concluzie v-aș mai întreba dacă la momentul actual să ne imaginăm scenariul cel mai rău. Că într-adevăr, așa cum scrie presa internațională, atacul va avea loc peste câteva zile. La cum arată acum militarii ruși, tehnica rusească, sunt ei capabili, militarii, să facă față unui război? Cum vi-l imaginați? Încă o dată, vă dați seama că avem toate scenariile, absolut toate scenariile. Inclusiv de la scenarii de natură non-militară, fără intervenție militară. Destabilizare, atacuri cibernetice masive, atacuri hibride, provocări. Aliatul american și bine a făcut, în plan public, a arătat o pregătire de un masiv fake news în care așa zici militar ucrainien, de fapt militar ruși sau mercenari ruși deghizați în ucrainieni, treceau granița către Rusia sau către zona de Donbas, demarcația, și provocau acolo un incident. Uitați-vă la declarațiile liderilor separatiști, care cer acum Dumei de stat să fie recunoscuți. Putem să avem provocări, putem să avem destabilizare, o formă de răsturnare a regimului democratic de la Kiev. Deci noi avem absolut toate scenariile, pentru că asta facem, asta e meseria noastră. Ne uităm la toate variantele. De aceea, în continuare, suntem pregătiți pentru toate variantele, inclusiv variante mai masive care ar antrena eventual și refugiați. Lucrăm cu Uniunea Europeană, suntem pregătiți, avem măsuri anticipative luate, prudente, vigilente, și militar, și economic, și social. Dar, în continuare, mesajul nostru central este cel al dialogului, al diplomației. Federația Rusă este un stat important și nu este nevoie să recurgă la astfel de instrumente anacronice, brutale și militariste ca să-și avaseze interesele în Europa. Suntem dispuși la dialog constructiv, reciproc, mutual, benefic pentru ambele părți și invităm la masa dialogului pentru că acolo se rezolvă problemele. Nu ca acum un secol sau acum multe, multe secole de istorie cruntă pe continentul european. N-aș încheia discuția, însă trebuie să luăm câteva minute de publicitate și v-aș propune să așteptăm câteva minute și să mai continuăm puțin după pauză, dacă sunteți de acord. Cu mare plăcere. Așadar, revenim. Am revenit și continuăm discuția cu Mircea Joană, numărul 2 în NATO, și Claudiu Pândaru, colegul meu. Domnule Joană, aduseserăm în discuție dezinformarea și manipularea cu care lucrează Rusia acum și aș vrea să discutăm și despre asta, pentru că tocmai astăzi Moscova lansează o nouă teorie și vorbește despre, citez, isteria americanilor și despre faptul că au nevoie cu orice preț de un conflict. Cât rău fac teoriile de genul acesta, pe care Rusia știe cum să le răspândească? Bun, nu este prima dată când Federația Rusă împinge pe canale hibride, pe dezinformare, pe intoxicare și pe acțiuni complexe, narativ antioccidental. NATO este prezentat ca fiind o organizație hiperagresivă, când NATO este o alianță defensivă. Că America ar avea un interes de a avea o relație proastă cu Federația Rusă, când este ultima grijă care are SUA acum, e să aibă relație proastă cu Federația Rusă.
Federația Rusă este într-o perioadă în care a decis, probabil pentru a-și urmări interesele, că a fi agresivă, a fi combativă, a crea dificultăți Occidentului este calea de urmat. Ceea ce trebuie să spunem și noi, că dincolo de ceea ce face Federația Rusă, și e bine să fim foarte vigilenți la adresa acțiunilor maligne pe care ei le promovează, și a modului în care încearcă să discrediteze de sistemele democratice, să erodeze încrederea cetățenilor din țările democratice, inclusiv din România, în drumul nostru pro-occidental, către Occident, să se lipească pe teme mai controversate, mai sensibile, valori culturale, valori tradiționale, chestiuni legate de așa zisa decadența Occidentului, le fac, se suie de fapt de multe ori și pe anumite fracturi pe care noi le avem în propriile noastre societăți. Când noi la NATO vorbim de reziliență societală, ne referim și la un anumit tip de capacitate de a rezista, nu atacurilor militare sau de altă factură, pentru că acolo suntem pregătiți. Dar să avem instituții mai robuste, mai credibile, cetățeni mai bine informați și care să aibă surse credibile de informare, un sector privat capabil să fie mai elastic și care să poată să absoarbă șocuri și care să-și revină mai repede din astfel de șocuri. Deci, Federația Rusă de multe ori împinge un narativ extrem de agresiv și de fals la adresa valorilor noastre, dar de foarte multe ori trebuie să recunoaște că și noi avem treabă de făcut în a ne întări, de a ne reînnoi, dacă vreți, jurământul cu democrația, de a ne reîntări jurământul cu economia de piață, cu libertatea, cu valorile fundamentale, cu statul de drept. Acestea sunt chestiuni care avem și noi treabă de făcut. Inclusiv profită de faptul că după atât de multe crize, după criza financiară de acum 10 ani de zile, după criza pandemiei, după șocurile pe partea de lanțuri de aprovizionare, acest prețuri enorme la gaz, se creează un anumit tip de nemulțumire și frustrare în societate pe care rușii o amplifică. Deci trebuie să fim extrem de hotărâți și să demascăm aceste atacuri la adresa sistemului nostru democratic și în egală măsură să ne întărim sistemul democratic, pentru că el trebuie întotdeauna primenit, trebuie întotdeauna întărit, trebuie întotdeauna pus în centrul la ceea ce facem fiecare dintre noi. Domnule Joana, mai este un elefant în camera acestei discuții, metaforic, despre care însă în spațiul public se vorbește foarte puțin. Par a fi două tabere. Statele Unite, NATO, Uniunea Europeană, România face parte din ambele organizații și de partea cealaltă, sigur, Ucraina, care e la mijloc, și de partea cealaltă Federația Rusă. Mai este însă și China. Suntem acum într-un moment istoric în care se reconfigurează alianțele geopolitice, se formează acum, de fapt, două tabere, Vest și Federația Rusă plus China. Am reintrat, această realitate pe care trebuie să o recunoaștem și trebuie să o internalizăm ca atare. Am reintrat în era competiției între marile puteri. După terminarea războiului rece, a existat ceea ce puteam numi Pax Americana, Statele Unite și Occidentul Democratic câștigase războiul rece și păreau că reprezintă singura formulă. Și toată lumea vorbea de sfârșitul istoriei, mai țineți minte? Că democrația și piețele libere vor triumfa peste tot. Iată că istoria este mai puțin liniară, mai puțin predictibilă și am reintrat într-o competiție între marile puteri. Ceea ce Claudiu vorbește de cea mai importantă transformare de geopolitică și geoeconomie din ultimele secole, probabil, este reapariția Chinei ca superputere mondială. Este o realitate. Și nu are rost să ne ascundem de acest lucru. Este o țară care față de Rusia are un potențial economic mult mai mare, are populație mai numeroasă, are ingrediente de putere chiar mai mari decât ale Federației Ruse. Și întrebarea care nu înțeleg că mi-a adresat-o este dacă cumva asistăm în acest moment la un început de alianță între Rusia și China. Înaintea Jocurilor Olimpice am văzut un angajament semnat de liderii celor două state. Parteneriatul strategic între Rusia și China nu este nou. Și de foarte multe ori acest tip de apropiere este de natură mai degrabă tactică.
Dar ceea ce putem să spunem, pentru că ni se termină timpul și, și simt o nervozitate din partea producătorului și din partea voastră, vreau să spun un singur lucru. Că istoria nu se termină niciodată și că în clipa de față am reintrat în era luptei de putere între marile puteri și între două sisteme, cel democratic și cel autoritar. Și pentru noi, ca români, pentru cei din Australia, pentru cei din Japonia, pentru cei din Coreea, pentru cei din India, cei care trăim în democrații, credem că trebuie să strângem rândurile, nu împotriva celorlalți, dar pentru că dânsii vin cu, nu doar cu o concurență strategică, dar cu o contrapropunere de mod de organizare a societății. Iar eu, care am trăit jumătate din viața mea în comunism, spun că așa ceva nu mai vreau niciodată pentru mine și pentru copiii mei. Niciodată, vreodată. De aceea suntem, într-un fel, într-un moment de transformare epocală. Nu dorim confruntare cu China, nu este un adversar al NATO, dar reprezintă un model de organizare diferit de cel pe care îl iubim și pe care încercăm să-l protejăm. Mulțumesc, domnule Mircea Joană, mulțumesc, Claudiu Pândaru. Revenim după o scurtă pauză.